Microregiunea Țara Făgărașului a fost lansată în Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de reprezentanții Asociației de Dezvoltare IT Microregiunea Țara Făgărașului. Iar la eveniment au luat parte parlamentari din județele Brașov, Sibiu, precum și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, ministrul fondurilor europene Marcel Boloș, dar și Roxana Mânzatu, secretar de stat la Cancelarea Primului Ministru și cea care a inițiat legea 176 din 2020, prin care este prevăzută finanțarea cu fonduri europene a dezvoltării integrate în microregiunea Făgăraș. De OAT-uri atât din județul Brașov cât și din județul Sibiu, Țara Făgărașului, dacă în exercițiu financiar 2014-2020 aveam un singur proiect integrat depus, acum avem patru, încă trei proiecte până în 2021 în exercițiu financiar viitor, și Valea Jiului și microregiunea Apuseni și Țara Făgărașului. Se pare că e cel mai avansat. Mă bucur mult că a fost prezent și domnul Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, altfel un partener al meu în încercarea de a descentraliza cât mai mult administrația și ministerul fondurilor. Împreună cu echipa tehnică a asociației, împreună cu firma de consultanță a Ministerului Fondurilor Europene, am prezentat strategia președintelui Camerei Deputaților, domnului Marcel Ciolacu, ministrului Fondurilor Europene, domnul Marcel Ioan Boloș, și reprezentantului primului ministru, Roxana Mânzatu. La eveniment au mai participat toți parlamentarii din județul Sibiu și din județul Brașov, formă toți membrii ai acestei asociații, iar scopul acestui eveniment a fost ca toate instituțiile și toate forțele politice care pot susține un astfel de proiect și pot susține o dezvoltare a microregiunii să fie informate, să aibă toate informațiile despre acest proiect, iar implementarea lui să se facă cu bună înțelegere, pentru că în asociație sunt membri de la toate partidele, AUR, ADN, PNL, PSD, USR, independenți, de exemplu, cum sunt eu. Și atunci toate aceste lucruri trebuie să fie transparente și să fie bine înțelese ca acest teritoriu al Țării Făgărașului să se dezvolte armonios și cu bună înțelegere pentru locuitorii Țării Făgărașului. Strategia de dezvoltare durabilă a microregiunii Țara Făgărașului țintește o alocare de peste 600 de milioane de euro, fonduri de care vor beneficia peste 146 de mii de oameni. Pasul următor este semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar banii vor ajunge în zona noastră pe diferite programe, atât pentru administrațiile publice, cât și pentru mediul privat și ONG-uri. Așteptăm semnarea contractului pentru a avea cadru legal să ne organizăm și să primim proiecte de la beneficiari și așteptăm lansarea programelor la nivel național, pentru că noi tot ceea ce am făcut în strategie nu ne-am abătut de la programele naționale cu tot ceea ce am realizat. Și în următoarea perioadă acest proiect trebuie prezentat Parlamentului European, pentru că mai avem posibilitatea să aducem finanțări în afara programelor naționale, finanțate din fonduri europene. Mai avem și altă posibilitate să ne finanțăm strategia și unele proiecte din strategie. Țara Făgărașului este unică în Europa cu o suprafață neîntreruptă de peste 200.000 de hectare de zonă sălbatică cu faună, floră și păduri virgine. Potențialul pe care îl are trebuie pus în valoare și protejat, iar pentru reușită este nevoie de o dezvoltare social-economică integrată în toate localitățile. Totodată, sunt necesare investiții în microregiune prin îmbunătățirea accesibilității, echiparea teritoriului și consolidarea infrastructurii economice și sociale. Din ADI IT, microregiunea Țara Făgărașului, fac parte 33 de unități administrative, între care municipiul Făgăraș și orașul Victoria din județul Brașov, orașele Avric și Tălmaciu din județul Sibiu, precum și 29 de comune, 19 dintre acestea sunt din județul Brașov, 10 din județul Sibiu și consiliile județene Brașov și Sibiu.